Bună seara, începe o nouă ediție România te iubesc. Înainte de 1990, România a avut o relație privilegiată cu multe dintre țările din Africa subsahariană. Eforturi uriașe au fost depuse pentru a se construi relații comerciale, politice, diplomatice și militare. Și iată paradoxul african. Cei mai săraci oameni trăiesc pe cel mai bogat continent în resurse naturale. Acesta este teren propice pentru tot felul de aventurieri economici care au luat pe cont propriu, pe numele lor, relația cu diverse state africane. Cu vechile relații de comerț exterior au încercat să dea tunuri pe tărâmul african. Colegii mei, Cosmin Savu și Ioan Bucșa, au fost pe urmele lor în Senegal, Gambia și Zambia. Iată povestea pe larg. La mai bine de 7000 de kilometri de România este Dakarul, Africa de Vest. De câteva luni, capitala Senegalului este în fierbere. Aici sunt constant proteste împotriva nivelului de trai, dar mai ales împotriva modului în care sunt administrate resursele țării. Al univom signifie protéger ce qui nous appartient tous. On a pradé nos ressources depuis l'esclavage à la colonisation et maintenant il y a une nouvelle façon, il y a une nouvelle manière de coloniser le peuple africain. C'est-à-dire que avant c'était les blancs qui venaient prendre nos ressources naturelles. Maintenant, c'est les blancs qui travaillent avec des noirs pour prendre nos ressources naturelles. Protestele îl vizează pe președintele în funcție, Macky Sall, acuzat că dă resursele națiunii unor investitori controversați care își rotunjesc conturile în detrimentul senegalezilor de rând. Astăzi, cel mai contestat personaj în Senegal este omul de afaceri de origine română, Frank Timiș. Stabilit inițial în Australia și acum la Londra, este acuzat că a câștigat sute de milioane de dolari dintr-o tranzacție cu zăcăminte de gaz și petrol pe care le-a concesionat în mod suspect de la statul senegalez. I'm a Romanian journalist from Pro TV, it's the biggest television in Romania, commercial television. I do cover stories about Romanian investor around Africa. One of these guys is Frank Timiș. Ousmane Sonko este cel mai vocal lider al opoziției din Senegal, lider al PASTEF, Patrioții Senegalului. C'est du trafic d'influence, c'est un conflit d'intérêt, parce que c'est interdit d'ailleurs par la loi au Sénégal, mais c'est interdit aussi par les lois internationales. Donc c'est de la corruption. Beaucoup d'argent? Énormément, beaucoup d'argent. Cet argent, c'est pour... Voici l'Afrique rassemblée, fibre de mon cœur vert. Frank Timiș, considerat an de zile cel mai bogat român, este un om de afaceri controversat, fondator a zeci de companii implicate în afaceri îndoielnice. Născut în Borșa, Maramureș, Vasile Timiș a fugit în anii 80 în Australia, unde a devenit Frank Timiș. Acolo și-a început cariera împănată cu acuzații de trafic de droguri niciodată dovedite, înșelătorii la bursă, o serie de falimente, dar și investiții în minerit, zăcăminte de gaz sau petrol. În România a venit cu afaceri în 1995, când a nășit proiectul Roșia Montană. El este cel care a reprezentat compania Gabriel Resources în asocierea cu statul român pentru exploatarea zăcămintelor de aur din Apuseni. Nu știm dacă este rentabil, dar industria minieră, în special explorările, aceasta este natura afacerii. Este un risc de capital. Proiectul este blocat și compania cere statului român daune de 4,4 miliarde de dolari. Frank Timiș este supranumit împăratul resurselor din Africa de Vest. Are afaceri în Liberia, Sierra Leone, Burkina Faso, Guinea, Bissau, Guinea, Conakry, Nigeria, Costa de Fildeș, Gambia și Senegal. Ultimii ani au pus Senegalul pe harta bogaților lumii în resurse. S-au făcut descoperiri importante. Gaz și petrol în ocean, dar și zăcăminte de minereuri. Sărăcia, în schimb, domnește peste tot. Aflat pe coasta vestică a Africii, Senegalul este o fostă colonie franceză. Cei aproape 12 milioane de locuitori sunt musulmani, dar statul este laic. După ce și-a câștigat independența în 1960, Senegalul a încercat să reziste pe propriile picioare. Trei sferturi din populația țării trăiește din agricultură și pescuit, restul din mica industrie, produse artizanale și comerț. De altfel, străzile Dakarului sunt invadate de vânzători ambulanți care trag de tine să-ți vândă orice. Senegalul este considerată una dintre cele mai democratice țări de pe continent, după standarde africane. Gândiți-vă că aici nu au fost lovituri de stat, nu au fost războaie în ultimele zeci de ani. Și cu toate acestea sunt frământări sociale foarte mari, pentru că țara este în plină dezvoltare economică, dar corupția este endemică.
Una dintre marile probleme ale țării africane este corupția. Țara este spoliată de resursele sale. Astăzi este o certitudine că există zăcăminte de zeci de trilioane de metri cubi de gaz în largul Atlanticului, dar și petrol, iar subsolul este bogat în minereuri de aur, metale rare sau pietre prețioase. Mamadou Lamine Diallo este inginer de mine, școlit în Franța, dar și parlamentar și liderul mișcării de opoziție Teki. We have gold. We have also iron. We have also diamond. We have zircon. And we have also phosphates. Tiens-toi, prophète de Dieu. OK. C'est lui qui a prié ici. Allah. Lui qui a fait ça ici. Ici? Ici, la mer. Ici à la mer? À l'intérieur. Ah, OK. Il est un saint pour vous. Oui. Et pour ça? Assalamu alaikum. Pour ça? Malikum salam. Pour ça, c'est beaucoup de recherche. Dar rugăciunile Sfântului Musulman nu au oferit pământurile senegaleze de privirile lacome ale unor investitori acuzați de fraudă, înșelătorie și corupție. În România este Timiș. Vasile Timiș. Vasile Timiș. Okay. Now it's Frank Timiș. Now it's Frank Timiș. În 2012 se semnează un contract care este astăzi extrem de controversat în Senegal. Drepturile de explorare și exploatare a două perimetre de gaz și petrol offshore în largul coastelor Atlanticului. Compania care a preluat această concesiune este PetroTim Limited, controlată de Frank Timiș și înregistrată în insulele Caiman, care la ora semnării acordului nu era încă activă. Mohamed Ghe este directorul unuia dintre cele mai influente ziare din Dakar, Le Quotidien. Many people in the government, many civil servants getting rich and rich, but people can't justify. Aprobările pentru contractul cu PetroTim au venit de la Karim Wade, ministrul energiei, fiul președintelui de atunci, Abdoulaye Wade. When his father went to the power, he came to the government. He was the biggest, the most important minister of the government. But at that period also people were calling me Mr. 50%. Numai că tatăl acestuia a pierdut puterea și a fost înlocuit de un nou președinte. Macky Sall, venit pe un puternic curent anticorupție, a câștigat voturile senegalezilor. Pentru a putea intra în legalitate, acordul cu PetroTim trebuia semnat de noul președinte, mai ales că exista o contestație din partea unei companii irlandeze care voia și ea să preia perimetrele din ocean. The president got the complaint of Toulon and started an inquiry with the IG, Inspection Générale d'État. This is the best of the investigators. But the president didn't wait for the result of the investigation and decided to sign. And the investigators told him, no, don't sign, because this case is not fine, it's not clear. PetroTim has not the habilitation to make prospection. Has not the money to do the prospection. PetroTim has not the personal resources, the human resources to start this prospection. So you can't give him give this block to PetroTim. În urma solicitării pentru un interviu filmat, n-am primit niciun răspuns din partea lui Frank Timiș. În schimb, o casă de avocatură care îi reprezintă pe omul de afaceri și Timiș Corporation a trimis mai multe puncte de vedere. Domnul Timiș nu a vrut niciodată să controleze PetroTim și nici nu l-a înființat și nici nu l-a finanțat. În orice moment, domnul Timiș a avut doar o participație de 10% în PetroAsia. Inițial, Frank Timiș a investit 5 milioane de dolari, iar conducerea PetroTim Senegal a fost dată lui Aliou Sall, nimeni altul decât fratele noului președinte. Aliou Sall, it's a specialist, it's engineer, it's specialist in petroleum or gas or no. Aliou Sall didn't know anything about oil business. He's a journalist. Și de aici au început suspiciunile. If it wasn't for Aliou Sall, any other company in this situation wouldn't have get this contract. So if the president decide to give the contract, maybe it is because of his brother. Domnul Aliou Sall a fost angajat exclusiv datorită fișei sale academice extrem de impresionante. O diplomă în jurnalism, un master în servicii de informare și comunicare, o diplomă universitară în management la Sorbona și un master în administrație publică la Școala Națională de Administrație din Franța, precum și experiența sa substanțială și relevantă de muncă într-un număr de posturi publice de rang înalt.
În iulie 2014, Timiș Corporation, o altă companie înființată de Frank Timiș în insulele Virgine Britanice, cumpără drepturile pentru ambele perimetre de la Petrotim. Și după nici două luni, vinde 60% din acțiunile sale către Kosmos Energy, o companie petrolieră americană cu experiență în exploatarea offshore, partenera gigantului energetic British Petroleum, BP, în mai multe proiecte de anvergură. Petrotim get the contract, it didn't even start anything. 2 years later, he sold his part to Cosmos, and Cosmos started the real prospection, and discovered Cosmos Energy came with money. Yes, Cosmos came with money. And Frank Timiș with the contract. Yeah. And Senegal with the reserves. Yes. Yes. Începând cu 2014, nu se știa încă dacă aceste concesiuni vor produce câmpuri viabile de petrol sau gaz. Dacă nu ar fi fost eforturile clienților noștri, investițiile semnificative și expertiza domnului Timiș în atragerea și contractarea unui partener de dezvoltare adecvat, nu ar exista venituri potențiale care schimbă viața oamenilor din Senegal. Imediat după pauză veți vedea cât câștigă Timiș Corporation din resursele Senegalului. Ancheta noastră revine în câteva momente. Rămâneți cu noi! Corupția este peste tot, dar cu cât țările sunt mai sărace, cu atât nivelul corupției este mai mare. În Senegal, suspiciunile de trafic de influență planează asupra fratelui președintelui, Aliou Sall. Sună cunoscut? În continuare vorbim despre bani, mulți bani, pe care companiile controlate de Frank Timiș i-ar putea obține din resursele senegaleze. Salariul fratelui președintelui a fost de 25.000 de dolari. Asta înseamnă peste 1,5 milioane de dolari în 5 ani. He got $25,000 per month for doing for what? For 5 years. For nothing. Nothing in this area, just lobbying. Make sure that Frank Timiș got what he wants. Am încercat să căutăm sediul care apare în documentele senegaleze. În momentul în care a semnat cu statul senegalez, Petrotim își avea sediul în această clădire, Doica Plața. Condusă de către fratele președintelui, această companie și-a schimbat sediul de câteva ori. Petrotim still here? Corporation? Seems like Frank Timiș has no asset here. Just the name. And just the representative, which is Aliou Sall. Bribing system is very, very strong. The guy came with his attaché case, make some signatures, hire the president's brother, put him on charge in Senegal, went back, you know, to his place, and money start to flow. Clienții noștri resping în întregime orice acuzație. Pentru o mai bună cunoaștere a clienților noștri, nu au existat activități ilegale sau săvârșirea unor infracțiuni în legătură cu concesiunile Saint-Louis și Kaya. În 2017 are loc o altă vânzare, de data aceasta direct către British Petroleum, BP, cea care a cumpărat și drepturile de la Cosmos Energy. În această tranzacție se pare că Timiș Corporation a încasat 250 de milioane de dolari și dreptul de a încasa redevențe, odată cu începerea exploatării propriu-zise a zăcămintelor din 2021. One amount was this $250 million given to Timiș, Frank Timiș and Timiș Corporation. That one, the government of Senegal finally accepted it. Don't deny that. Afacerea a fost dezvăluită în urmă cu câteva luni de BBC, care se întreba dacă nu cumva British Petroleum este implicat într-o afacere cu iz de corupție. Ceea ce a șocat opinia publică senegaleză a fost valoarea redevențelor pe care Timiș Corporation le poate primi în următorii 25 de ani din exploatarea zăcămintelor din Atlantic. Între 9 și 12 miliarde de dolari. Shocking. The $12 billion royalties between 9 and 12. And this is more than the Senegalese budget. This is huge amount of money. Redevențele sunt informații sensibile din punct de vedere comercial, convenite între părțile înțelegerii. În orice caz, clienții noștri nu au obligația de a furniza astfel de informații și nici nu sunt obligați să răspundă la oricare dintre întrebările pe care le-ați pus.
Reportajul BBC a stârnit reacții vehemente atât din partea celor implicați, dar și a oamenilor din Senegal. Cet argent, c'est pour Franck-Timis ou vous supposez que ce sont l'argent pour Macky Sall ou autre? Ben, vous savez, en matière de corruption, on ne peut dire que ce qu'on veut prouver. C'est pour qu'il y a la corruption et les délits voisins. Ce qui est sûr, c'est que Franck-Timis a pris beaucoup d'argent. Mais nous soupçonnons qu'il a dû donner à tout le monde, le frère du président, le président, l'ancien ministre de l'Énergie. À tous ces gens-là, il a dû donner quelque chose. C'est ce que nous soupçonnons. Aliou Sall a ieșit într-o declarație de presă și a respins toate acuzațiile. Intitulé un scandale à 10 milliards de dollars, la BBC a porté de graves accusations sur ma personne. Je voudrais donc m'adresser à l'opinion nationale et internationale. Macky Sall n'a été au courant ou impliqué dans le processus de négociation de mon contrat avec lui. Il n'a même été au courant que très tardivement, parce que pour l'informer, il m'a fallu aller jusqu'à Paris, le poursuivre, il était très occupé, il me semble, pour l'informer que je venais de commencer une activité. Cât am stat în Dakar, am încercat de câteva ori să luăm legătura cu avocatul lui Frank Tin, Ismael Hadji Diouf, dar fără a primi răspuns. Nasser Hadji Diouf, avocat, ancien ministre, député, responsable de Parti des Travailleurs et du Peuple. Bonjour, hello, sorry if I disturb you. Acesta a ieșit public și a acuzat opoziția că face jocurile altor companii și care avea interese străine Senegalului. Un frère, fils, cousin du président, on n'a pas le droit d'être recruté par une société. Mais ces gens-là, c'est pas possible. În urma reportajului BBC, care arată și că Frank Tin și-a plătit anul trecut statului britanic impozite de doar 35 de lire, Tinish Corporation a trimis un comunicat de presă. Huseinu și Katim au studiat în România și acum lucrează pentru Ministerul Industriilor. Sunt convinși că scandalul Tinish este de fapt instrumentat politic și că omul de afaceri controversat a fost un investitor de bună credință. Petrolul e foarte complicat. Sunt unii care vin să fac prospecțiune și după aia las pe alții, cel mai mare, să vin să fac exportare. Pentru că exportarea e bani mult. Pentru că dacă nu era politică, dacă el a făcea treabă cu alții, noi trebuie să mulțumim. Mulțumesc și domnul Timiș. Vă zic ceva, pentru că înainte, în Senegal, aveam petrol, dar nimeni nu a venit să ia riscul să fac niște prospecțiune la domeniul, pentru că este mult bani. Și el a venit să ia riscul. Înțeles? Dacă nu erau petrol sau gaze, nimeni nu vorbea. Înțeles? Nimeni nu vorbea. Dacă nu el, dacă nu a descoperit nimic, nimeni nu vorbea. Pentru că nu e nimic, ce să vorbești? A avut curaj să vin și să ia riscul. Și el a avut noroc, a găsit. Nimeni nu a vrut să vină. Și el a venit. Dar nu se știa de pungile acum astea? Toată lumea a vrut să vină. Nu, ei n-au crezut că este potențial. Ei n-au crezut și nu au vrut să bagă riscul, era prea mare pentru ei, cum e Total sau așa, cum BP, firmele astea mare. Erau. Și după când a venit domnul Timiș, că și a găsit. Și procurorul general al Senegalului a demarat o anchetă. It's a serious investigation or... No. It's just an information inquiry, but it won't go anywhere because the president doesn't want it to go anywhere because he has decided to bring to defend his brother, saying that people attacking my brother are attacking me against what Frankfurt has done in our country with our hydrocarbons, with our petrol, with our gas. When people come from Romania to Senegal, we are really open to meet them, to welcome them.
but in the case of Frank Timmis, it was a disappointing business. Povestea senegaleză are multe implicații internaționale și cu siguranță lucrurile nu se vor liniști prea curând la Dakar. Mizele sunt uriașe, iar viitorul economic al țării vest-africane stă și în modul în care îi vor fi exploatate resursele. După o scurtă pauză, mergem în Gambia și Zambia, după un alt om de afaceri cu lipici la bani din surse discutabile. Revenim la anchetă imediat. Rămâneți cu noi! Gambia este o mică țară din vestul Africii care timp de 22 de ani a fost condusă după bunul plac al unui dictator musulman, Yahya Jammeh. Unul dintre cei mai apropiați parteneri în afaceri necurate este un român, Bogdan Buzăianu. Este cunoscut la noi mai ales pentru contractele din energie pe care le-a avut, dar și pentru retehnologizările eșuate de la porțile de fier sau de la hidrocentralele de pe Olt. Cum a ajuns acesta în Africa și care sunt acuzațiile care i se aduc pe continent în ancheta noastră jurnalistică? Gambia, o mică țară de nici 2 milioane de locuitori aflată pe coasta vestică a Africii, nu are decât un singur vecin, Senegalul. Enclava africană este extrem de săracă, mai bine de jumătate din populație trăind la limita sărăciei, iar resursele sale sunt limitate la agricultură, păduri și minereuri de zirconiu și titan, iar când nu plouă, banii vin și din turism. Istoria colonială lungă, aici au fost portughezii și ulterior britanicii stăpâni, și-a pus amprenta pe modul de viață al localnicilor. Din 1965, de când și-a căpătat independența, Gambia nu a avut decât 3 președinți, iar corupția guvernamentală este la unul dintre cele mai înalte niveluri din Africa. Pentru că sărăcia și ignoranța duc la corupție. Gambia este una dintre cele mai sărace țări africane și foarte coruptă. Bineînțeles, un loc propice pentru șmecherii din întreaga lume care vin aici să încerce să fure resurse. De-abia au scăpat de dictatură de 2 ani. Fraudele sunt imense. Nimeni nu poate să facă o evaluare încă corectă asupra daunelor pe care regimul Jammeh le-a adus. Aici a fost un mediu favorabil pentru un grup de afaceriști lipsiți de scrupule, care, în complicitate cu un dictator sadic, sunt acuzați de devalizarea țării. Între aceștia sunt și doi români, Nicolae Bogdan Buzăianu și nepotul lui, Dragoș Buzăianu. Nicolae Buzăianu. Buzăianu, from Romania. Nicolae Buzăianu. And his nephew. Am plecat în Gambia pe urmele omului de afaceri de origine română, în plin sezon al ploilor. Țara își revine greu după o dictatură care a durat mai bine de 22 de ani. Resursele sunt limitate, dar asta și din cauza corupției. Normally here people eat every day fish and rice. We cook fish and rice is our staple food. Din asta trăiesc oamenii ăștia. Din pescuit. Un pește și o mână de orez poate să-i țină și 2 zile. În sezonul ploios, când nu sunt nici turiști, e foarte greu să supraviețuiască în zona asta. În 1994 a venit la putere Yahya Abdulaziz Jemus Junkun Jammeh, un fost colonel de armată care, odată ajuns la putere, a presat populația și a sufocat-o cu practicile sale dictatoriale. Libertatea presei a fost îngrădită, rivalii au fost închiși sau chiar omorâți, au existat nenumărate cazuri de abuzuri și de încălcări ale drepturilor omului. Și în Gambia, motorul schimbării sunt tinerii. Dacă mai au și studii, cu atât mai mult. De aici s-a pus foarte multă presiune pe regimul dictatorial al Jammeh. Good to see you. You alright? Yeah. Demba Kande este cercetător și profesor de New Media. Este unul dintre tinerii care au protestat împotriva regimului autocratic. Sort of a record of massive human rights violation that happened under Jammeh from 1994 to 2016. You know, killings, broad daylight murder, you know, killing of people where Jammeh will be personally, you know, supervising people to be killed. And not just killed, but they kill and body parts chopped. Într-o mână cu cartea sfântă, Coranul, și cu un sceptru în alta, Jammeh a pozat tot timpul într-un musulman evlavios, deși petrecerile sexuale unde curgeau valuri de alcool erau de notorietate. He was a megalomaniac. He was obsessed with power. He was an extravagant leader. But masked in a very kind of religious limelight. Și în tot acest timp s-a înconjurat de câțiva acoliți care sunt suspectați că i-au susținut afacerile, l-au îmbogățit și și-au umplut și ei buzunarele. How the Romanians make money here in Gambia?
I would say it's not about how Romanian make money, it's how sort of crooked people could make money in Gambia. And this Jame was a fertile, created a fertile environment for crooks. At some point it's with the Iranians, sometimes it's some Lebanese guys, and sometimes it's some European mafias. La sfârșitul anului 2016, Yahya Jammeh pierde alegerile. Sub presiunea internațională, părăsește Gambia și se refugiază în exil în Guinea Ecuatorială. De-abia atunci au început să apară public informațiile despre jaful din Gambia. Ebrima Sankare este ministru de stat și purtător de cuvânt al noului guvern gambian. For 22 years of President Jammeh's rule, so many stories were flying all over of how people, Gambians and non-Gambians, were acting in a manner that was inconsistent with the law, with established procedure. O comisie de anchetă a lucrat mai bine de 2 ani la un raport. 1,600 pages, 9 volumes, you know, is a huge work. About billions. Billion of dollars. Wow. Stolen from Gambian people. From Gambian people by Jammeh and his people. Unfortunately, some of the people who are complicit in this report are also citizens of your own country, Romania. We have the Buzianos, you know, who are also implicated in the report. De câteva luni, Gambia este în fierbere. S-a făcut o comisie de anchetă care să vadă cât s-a furat în timpul regimului dictatorial al lui Jammeh, aproape 22 de ani. Unul din cei mai apropiați oameni, Buzăianu, apare în raportul care a fost finalizat zilele trecute. Raportul este încă secret. Am reușit să punem mâna pe el. La pagina 43 începe capitolul despre familia Buzăianu. Companii care se ocupă cu turismul, exploatarea și comercializarea lemnului, dar și cu mineritul și logistica din portul din Banjul. Toate acestea erau controlate de Buzăianu în complicitate cu președintele Yahya Jammeh. Tourism, because otherwise you think about it, tourism, you know, timber processing or timber exports and then minerals and mining. What is the connection? What is the connection? Resources. Exactly. So this is the thing, because the guy is greedy and... Dar cine este Nicolae Bogdan Buzăianu? Un personaj extrem de discret, fugit înainte de 1990 în Germania, acolo unde a lucrat în șaurmerie până la absolvirea unui curs de asistenți medicali. Numele lui apare în multe afaceri controversate din România ultimilor 30 de ani. El este cel care a reușit să creeze o rețea a băieților deștepți, rețea bănuită ca corupt majoritatea guvernelor post-decembriste în afaceri cu energie și a căzut de fiecare dată în picioare. Prima lui apariție a fost ca intermediar al retehnologizării prin încredințare directă la porțile de fier, în 97 și 2002. În urmă cu câțiva ani, v-am prezentat în câteva anchete modul în care era devalizată hidroelectrica prin contracte de retehnologizare proaste sau prin vânzarea de energie la prețuri preferențiale firmelor din energie controlate de Buzăianu. A pus la punct niște mecanisme prin care... avea practic o poziție de quasi monopol pe toată producția, cel mai mare producător de energie electrică și cel mai ieftin producător de energie electrică din România, ne referim la hidroelectrică. Până în 2012, la momentul denunțării, hidroelectrica vindea exclusiv toată cantitatea de energie prin traderii controlați de Buzăianu. Exclusiv. Nici măcar un megawatt, un singur megawatt, nu a ajuns pe piața liberă. El este și în spatele punerii pe Butucea UCM Reșița. În fapt, patronul din umbra al unei căsuțe poștale din Elveția, care a cumpărat pe bani de nimic colosul industrial. În documentele firmei elvețiene Ineta AG apărea că a interpus un cetățean elvețian, Beat Corpatou, pe care îl puteai întâlni de fațadă și în alte afaceri controversate de ale lui Buzăianu. Un alt apropiat de al lui Buzăianu, fostul director de la UCMR, Adrian Chebuțiu, a acceptat să dezvăluie din penitenciar cine lua hotărârile la Reșița. Un personaj extrem de important în toată arhitectura asta a fost Bogdan Buzăianu, Nicolae Bogdan Buzăianu. A fost persoana cu care m-am sfătuit din punct de vedere operațional și care mi-a transmis, să spun eu așa, viziunea acționariatului în legătură cu UCM Reșița, care este direcția în care această companie se dorește să meargă.
Bogdan Nicolae Buzăianu a renunțat în 2008 la cetățenia română și a devenit cetățeanul elvețian Nicola Buzăianu. A devenit unul dintre apropiații președintelui Geame pentru faptul că a fost de acord să împartă profiturile jumate-jumate. When Buzăianu appears here in Gambia, this was sometime around 2013. So the flow of cash into the Gambia was sort of dwindling. It was reducing significantly. So Geame needed partners. You know, and because there was not a lot of rogue governments out there who were willing to support his dirty game, he had to look up to individuals. And this is how Buzeno and his, you know, co-conspirators came into Gambia, and this is how they started doing their businesses. Under James Gambia, he owned everything. Or he at least assumed that he owned everything. Dodu Jah este purtătorul de cuvânt al Alianței pentru Reorientare și Construcție Patriotică, APRC, partidul fostului președinte Geame. When you come to the Gambia, for some people they will say he's a dictator. For others, he is a hero. It depends on which side of the coin you belong to. Because he brought unprecedented development in this country that never happened. Dictatorul gambian dispunea de toată țara. Așa a ajuns Nicola Buzăianu să facă un contract de închiriere pentru două dintre cele mai bune hoteluri din capitala țării, Banjul, pentru care n-a plătit niciun sfanț. Hotelul ăsta, ca și celălalt care este la câteva sute de metri mai încolo, au fost rechiziționate de către stat. Acum este pus sechestru pentru a se recupera banii. Firma controlată de Buzăianu ar fi trebuit să plătească 5 milioane de dolari pentru concesiunea hotelului Ocean Bay și 2 milioane de dolari pentru Sun Beach Hotel. Banii trebuiau să intre direct în Fondul Național de Pensie, Social Security and Housing Finance Corporation, cei care dețineau în acte resorturile. Geame and his co-conspirators in the Gambia stole over $7 million in terms of his direct business dealing with Buzăianu. It is still to Buzăianu? No. It's not. It's back to the state. Yes? It was not even owned by him, it was leased to him. The same company run the two hotels. And now? It is in the receivership. Hotelurile s-au întors acum la statul gambian și acum domnește incertitudinea. Here is open. No, it's closed. Open in the next month. Buzăianu, Dragoș and Nicolae. They pass? Yeah, they pass. Cel care administra afacerile în Gambia, numele familiei era Dragoș, nepotul lui Nicola. You like Dragoș, yes? Dragoș, sunt Dragoș. No, I don't know Dragoș. Dragoș is the son of this guy. So all Buda. The Buzăianu. Yeah, no. The big man. Nicolae. Nicolas, exactly. Nicola. And I looking like Dragoș. Yeah, Dragoș, the son of Nicolas. Suntem la confluența râului Gambia cu Oceanul Atlantic. Plajele astea sunt o minunăție. Acum, după dispariția dictatorului, după stabilizarea țării, aici s-ar putea face un turism formidabil. Toată lumea știe despre Buzăianu, unchiul și nepotul. Ba, mi s-a spus că sunt foarte apropiat la fizionomie cu Dragoș. Probabil că, na, români, caucazieni, europeni. Dar cea mai mare afacere făcută de Buzăianu a fost cea cu cherestea. În 2014 a primit monopolul pentru exploatarea și exportul lemnului din Gambia. Una dintre cele mai mari resurse ale Gambiei sunt pădurile. Sau au fost, pentru că în ultima perioadă s-a tăiat masiv. Una dintre firmele implicate în tăieri de copaci a fost Westwood, controlată de Nicolae Buzăianu. Westwood este o companie înființată în aprilie 2014 prin asocierea unei firme a președintelui din Gambia și firma de turism a lui Buzăianu. La înființare au semnat mâna dreaptă dictatorului, șeful armatei, generalul Bagie și un libanez apropiat de-a lui Buzăianu, Gabriela Karamnaklaye. Fost director în portul Nisa, acesta este unul dintre colaboratorii lui în Gambia. Nicola Buzăianu era președintele companiei, hotăra tot ce se întâmpla în firmă. Mustafa Keidar Boye lucrează pentru portalul online Justice Info. But these people do have connections outside of the Gambia. So for instance, if you are traveling, if you are transporting goods outside of the Gambia, you may need some external connections. Westwood este acuzată de Comisia Geame că a primit monopolul pe exportul de cherestea din partea fostului președinte, că n-a plătit taxe și impozite guvernului și că a împărțit profitul cu firma de casa dictatorului. Peste 15.000 de containere cu lemn extrem de rar și de scump a fost scos de aici, din Banjul, de către companiile lui Buzăianu, care nu au plătit nicio taxă statului gambian. Se vehiculează suma de 45 de milioane de dolari
care ar fi datorat statului gambian. Este vorba de produse foarte căutate, lemn de esență tare, palisandru, lemn de trandafir, tec și alte specii rare și foarte scumpe. Un metru cub de astfel de lemn poate ajunge și la 250.000 de euro. That picture there is the first president of the Gambia talking about the need for the country to preserve its forest resources. The one your good friend had exploited. Westwood a fost și în centrul unor scandaluri în Senegal și Guinea-Bissau. This Gambia is a very small country. I mean, it's a tiny land, a strip of land. We don't have all of that timber. So the question is, where are we getting that timber from? You understand? Senegal. We're getting it from Casamance, from Guinea-Bissau. That's where this timber is coming from. With a company based in Gambia, sort of, you could say. So they are a smuggler too? Exactly. So they're smuggling this timber business. Luciano could, well, then don't take it, because then he will, quote-unquote, legalize it through the, you know, legal framework in Gambia, and then he's ready to export. And where was he exporting to? China. I don't care where you get your stuff from, as long as they need it, they will take it. În sudul Senegalului, în Casamance, există o grupare rebelă susținută de fostul dictator. Una dintre sursele de finanțare este chiar contrabanda cu lemn. It's a bribery. Well, we would not be wrong to say that, because subsequently, they were given a monopoly of our environment. Westwood don't pay taxes because it was a free? No. A free tax? I don't have evidence of that. That's why I said I don't know what was the benefit and the agreements they had. You don't know. Yeah. And you are in a party who was in charge. You don't know about these contracts. I'm not the only one who did not know. There were people very close to the president, they never knew. Am încercat să vorbim cu domnul Buzăianu despre acuzațiile care îi se aduc, dar niciun răspuns. Încerc să sun pe toate numerele de telefon pe care le are Nicolae Buzăianu. I-am și scris domnului Buzăianu și am solicitat un interviu filmat despre afacerile dumnealui din Gambia. Asta era numărul de Elveția. Nicolae Buzăianu își schimbă foarte des numele de telefon. Am încercat pe toate contactele pe care le avem. Nicolae Buzăianu a devenit atât de apropiat de Jame încât a fost numit ambasadorul Gambiei în Emiratele Arabe Unite și ulterior la Monaco, pe acolo pe unde își făcea veacul. How a guy from Romania appear like be a ambassador of Gambia? As a Gambian? Yeah. That's news to me. How would it help Buzăianu your country? That's for the ex-president to explain. Perhaps somebody links them together. We live in a global world, a world of technology. And there are partners everywhere. În urmă cu câțiva ani l-am căutat pe Buzăianu și la Monaco. La limita insesizabilă cu Franța, într-o zonă ascunsă ochilor curioșilor, se află locuința unor magnați de origine română, frații Buzăianu. De-a lungul timpului îi regăsim în diverse afaceri controversate, numele lui Bogdan, Nicola Buzăianu fiind implicat în mai multe dosare de corupție. Personaje controversate în România, frații Buzăianu sunt niște oameni de afaceri care au făcut milioane, zeci, dacă nu sute de milioane cu statul român. Nicola Buzăianu este considerat drept cel mai prosper băiat deștept din energie. Acesta apare și într-un dosar al Elenei Udrea, acolo unde fostul ministru este acuzat că a pretins și primit o șpagă de 5 milioane de euro pentru continuarea unor contracte de achiziționare de energie ieftină de la Hidroelectrica. Înțeleg că această sumă fabuloasă a fost plătită de Buzăianu pentru partid și se prezumă că i-ați fi primit dumneavoastră? Chiar nu pot să vă spun nimic în acest moment, dar vă asigur că în momentul în care vă pot spune în detaliu cum s-au petrecut lucrurile, o să o fac. Buzăianu n-a fost inculpat, ci este martor denunțător. Dosarul n-a avut nici acum o finalitate în instanță. Aici în Monaco au un sediu undeva în Bosolei, un cartier aflat deasupra orașului Monaco. În perioada de vară ei stau aici, unde au și rezidență. De altfel au și renunțat la cetățenia română. Nicola Buzăianu a fost apropiat de eminența cenușie a energeticii românești, fostul ministru Dan Ioan Popescu. Numele lor apar alăturate și pe vitrina magazinului House of Bijan din Hollywood, cunoscut drept cel mai scump magazin din lume. O altă companie înființată în Gambia, de Buzăianu împreună cu generalul Bagi, mâna dreaptă a președintelui, este Westport Logistic Limited, pe aceeași structură a acționariatului ca și Westwood.
port. Westport a primit dreptul de a scana toate containerele din portul Banjul. Pentru aceasta s-a angajat să aducă un scanner performant din România, pentru care nota de plată a fost umflată, peste 2,6 milioane de dolari. Scannerul mobil pentru containere n-a funcționat niciodată. La 9.000 de kilometri distanță de Banjul este Lusaka, capitala Zambiei. În toamna lui 2011, aici a izbucnit un scandal. Noul președinte Michael Sata a declarat că au dispărut misterios 118 kg de aur de la departamentul antidrog din Lusaka și l-a arătat ca responsabil pe fostul președinte Rupia Banda, care împreună cu un misterios om de afaceri au sustras cu un avion privat aurul. Omul de afaceri era Nicolae Bogdan Buzăianu. Nu doar în Gambia, Nicolae Buzăianu a tras lozul cel mare. Cele 118 kg de aur luate de la agenția antidrog din Lusaka se pare că au ajuns în niște companii din Africa de Sud. Société Financière du Sujet și Valsior erau două companii din Africa de Sud reprezentate de Ricardo Mortara, partener în câteva firme cu Buzăianu și pilotul avionului privat pe care acesta îl deținea la acea vreme. Nicolae Buzăianu era ambasadorul Zambiei la UNESCO, funcție care îi permitea să aibă reprezentare și statut diplomatic. Scandalul a fost mare și în Zambia. Aurul, care valora între 6 și 10 milioane de dolari, n-a fost recuperat niciodată. Președintele Sata a murit și acuzațiile au rămas fără finalitate. Lui Nicolae Buzăianu i s-a retras titlul de ambasador al Zambiei. Am tot încercat să aflăm cum poate un om ca Nicolae Buzăianu să ajungă reprezentantul unei țări, ambasador. Simplu, prin trafic de influență. Cu bani în țările africane poți să faci orice, să devii chiar ambasador. Dan Moisescu lucrează în Zambia de câțiva ani și este consilierul ministrului de finanțe. Alocarea pe funcții de diplomatice se poate face chiar destul de ușor. Multe din aceste numiri au fost făcute prin faptul că cunoșteau pe președinte, pe alte persoane din Ministerul Afacerilor Externe și așa mai departe. Nu neapărat pe baza unor recomandări sau competențe. În 2014, atunci când Buzăianu a preluat afacerile din Gambia, la Sandwich Hotel a fost numit director un om de încredere, Simon Joseph Banda, nimeni altul decât nepotul președintelui din Zambia, Rupia Banda, cel în al cărui mandat a dispărut aurul. În Banjul, Buzăianu mai apărea într-o companie, Mineral Company of Gambia, unde era asociat chiar cu o rudă a președintelui Jame. Compania cumpărase echipament de rafinare a aurului pe care l-a instalat în aeroportul din Banjul. Gambia are zăcăminte mari dintr-un nisip foarte bogat în minereuri, care prelucrat ar fi putut da zirconiu sau titan. Power, mining never reflected in the Gambian budget. So it was not showing on the budget. It means it was not a state resources. It's a state resources, but it's exclusive Jambi. Jambi exclusive. It is out of his business people. Like primarily Mr. Buzăianu. Comisia de anchetă a noului guvern a sequestrat toate bunurile din Gambia ale fostului președinte Yahya Jammeh și încearcă să recupereze o parte din prejudiciu. 131 properties of the Jammeh president are seized. Many? And most of which they could not even provide substantial evidences to prove, because some of these properties doesn't belong to him alone. It belongs to the family. Nicola și Dragoș Buzăianu au fost declarați persona non grata în Gambia. Buzăianu and his family members are considered persona non grata in the Gambia. They are not wanted here. Every property they own here has been confiscated by the Gambia government. The Gambia government is going to sell their properties to offset the cost they have done to us. Yes, you know, all those are allegations. Have they heard from Buzen himself? Has he explained things that happened? But they maybe are running. Running? No, no. They don't running? No way. They are invited here in Gambia and they don't appear? Invite who? Buzenu. That's what I'm saying. Right now, we're not in government. We're an opposition. It's the government who has that level of diplomacy with them. Se estimează că dictatorul gambian, împreună cu asociații lui cei mai apropiați, printre care se numără și Bogdan Buzăianu, au produs țării pagube de aproape un miliard de dolari. Din păcate, această imagine negativă se răsfrânge și asupra unor investitori români de bună credință, care ar putea găsi în Africa un tărâm propice unor afaceri corecte, profitabile pentru toată lumea.
Mulțumim pentru toate mesajele. Vă așteptăm la podcastul nostru. Între timp, prevedeți materialele ediției pe romaniateiubesc.ro, știrileprotv.ro și pe canalul oficial de YouTube. Atât pentru astăzi. În câteva momente vă aștept împreună cu Amalia Enache la Știrile Pro TV. Toate bune!